În prima lună a anului, inspectorii de muncă Olteni au efectuat 189 de controale specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. Majoritatea controalelor au fost făcute la firme de construcții, transport rutier, persoane și marfă, dar și la magazine alimentare și non-alimentare. Dacă pentru deficiențele minore au fost date avertismente, pentru cele majore au fost aplicate 110 sancțiuni, din care 104 avertismente și 6 amenzi în valoare totală de 72.000 de lei. În urma verificărilor efectuate, au fost identificate peste 215 deficiențe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere, cele mai frecvente fiind următoarele: neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă, netransmiterea la termen în Registrul General de Evidență a Salariaților, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora, neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, neacordarea și neverificarea folosirii echipamentului individual de protecție, precum și neefectuarea controlului medical periodic. Verificările inspectorilor de muncă au scos la lumină și angajați ce munceau la negru. Mai exact, doi angajatori din Bobicești și Slătioara au fost amendați cu 40.000 de lei. Totodată, în luna ianuarie 2023, inspectorii de muncă au identificat două persoane care desfășurau muncă nedeclarată. Astfel, o persoană la un angajator din comuna Bobicești, obiect activitate restaurante, și o persoană la un angajator din comuna Slătioara, obiect activitate construcții metalice. De asemenea, în cursul lunii trecute au fost comunicate 4 evenimente soldate cu 4 persoane care au suferit incapacitate temporară de muncă.